Breaking news, deci de asistente de la spitalul de urgență din Suceava au fost chemate să fie testate pentru ca mai apoi să li se spună că nu mai sunt teste. Cadrele medicale sunt revoltate și spun că șefii spitalului ascund de fapt adevărul. Amână aceste teste ca să nu-și piardă angajații în cazul în care aceștia ar trebui să se autoizoleze la domiciliu. Ne-au spus că nu mai sunt teste, asistenta șefă de la UPU plângea și ea. Și au spus că nu sunt teste. Adevărul este altul. Sunt teste. Nu vor să ne mai testeze ca să venim să lucrăm. Pentru că dacă ne testăm, suntem obligați să stăm 14 zile în autoizolare. Și atunci spitalul nu mai are oameni. Și fac asta doar ca să venim să lucrăm în continuare. Ce să facem? Vă rog să mă credeți. Vă spun cu mâna pe suflet. Eu vreau doar să știu dacă familia mea are ceva. Dacă nu are, eu mă autoizolez și vin și lucrez. Da? Că nu mi-e greu. Am fost instruită, da? Dar acasă mă mai duc. Am familie, am părinți, în vârstă, am copil. Singura persoană de la conducerea spitalului a venit doamna Mihaela Hriceniu, asistenta șefă din locul care ține locul fostului director. Plângea și ne spunea, fetelor, nu sunt teste. Plecați acasă și vă anunțăm. Foarte mulți colegi vor să vorbească. Foarte mulți colegi. Dar le e frică. Le e frică pentru că tot avem familie, avem rate la bănci, avem și ne pierdem locul de muncă.